verile sunt perfecte pentru picnic. Vremea e perfectă pentru asta. Aproape. Prinde-o, Sofia. Vino înapoi. Uf, în sfârșit s-a oprit. Ai luat-o înapoi? Am alergat prin tot parcul. Oh, Doamne! Du-te de pe mine! Și insecto! Mi-a lăsat o iritație! O ustură! Am doar banana asta! Dar poate ne va ajuta! Deși e bine să găsești un adult, coaja asta de banană merge pe moment. Wow! Deja se simte mai ok! Wow! A mers super bine! Ești cea mai tare, Eva! S-a întors! Ai grijă! Uneori, când ieși la plimbare, dai peste ceva neașteptat. Oh, cine e tipul ăla simpatic? Hei, ce faci? Stai, ce s-a întâmplat? Oh, nu! Mi se vede lenjeria intimă. N-am mai pățit ceva atât de oribil. Îmi vine să intru în pământ de rușine. Pentru a nu păți ceva atât de jenant ca Vicky, încearcă acest truc. Ai nevoie de două lucruri. O monedă și un elastic de păr. Stai în picioare și unește partea din față cu cea din spate a rochiei între picioare. Prinde elasticul de jur împrejurul monedei deasupra materialului. E ca o pereche temporară de pantaloni scurți. Gata cu surprizele? Acum urcă-te înapoi pe bicicletă și pornește la drum, Vicky. Poate în direcția opusă tipului aceluia simpatic de dinainte. Ah, ce frumos e azi afară! O să am o după-amiază perfectă! O să mă relaxez, o să stau la soare și o să citesc. Wow, se face cald, nu glumă? Un selfie și o gustare! Of, ce cald e! N-ar strica ceva dulce după chipsurile astea? Oh, nu! Mi s-a topit ciocolata! Și sticla de Sprite frige! Uf, asta mi-a cam stricat după amiaza. Dar cred că pot face ceva. Ok, mi-am luat cutia și o să-i pun niște folie pe fund. Folia asta e termoizolantă. Păstrează chestiile așa cum sunt, fierbinți sau reci. Așa, am acoperit toată cutia. Acum am nevoie de un burete. L-am pus într-o pungă și voi adăuga niște apă. O să sigilez punga. Acum o să o bag în congelator. Așa o să înghețe bine de tot. E gata! O să-l pun în cutie alături de ceilalți bureți. Ce bună e cartea asta! Și ce cald e afară! Ia să beau ceva rece! Ah, ce răcoritoare e! Geanta mea frigorifică improvizată a funcționat! Ora 3 sună grozav! Ce se întâmplă acolo sus? Sper să nu fie ce cred eu! Te sun eu înapoi! Nu se poate! Sunt ca o toaletă portabilă mergătoare! Am nevoie de un duș fierbinte acum! Haideți, prosoapelor! Ne așteaptă baia secolului! Se va termina totul la cuș! De ce nu merge dușul? Nu se poate! Cât ghinion! Uf! Ce-i aia? Eva mi-a lăsat niște apă? E grozav! Dar cum mă pot spăla cu ea? Stai puțin, știu ce să fac. Pentru trucul ăsta, toarnă apă într-un sac gol de gunoi. Scoate sacul și trage-l de mânere.
agață-l de un cârlig deasupra căzii. La final, fă o mică gaură în el. Rapid, treci sub apă. Apă curentă, doamnelor și domnilor. Frate, ce nevoie aveam de asta? Ah, ce zi frumoasă! Ce-ar putea merge prost? Ok, primul lucru pe listă, să dau de mâncare pisicii bifat. Să iau un cadou pentru ziua celei mai bune prietene. Hei, vino înapoi! Ia uite, am găsit niște bani! Ai mei sunt! Serios, iar? Of, m-am săturat să-mi pun pălăria la loc pe cap odată la 10 minute. În sfârșit am timp să stau la plajă. Ce bine era dacă nu bătea vântul. Pălăria mea! Gata, m-am săturat. Trebuie să-mi dau seama cum să o țin pe cap. Iau o agrafă de păr și bag-o prin pălăria de paie, prinzând de părul de dedesubt. Acum fă același lucru în partea opusă. Asigură-te că o prinzi de o șuviță groasă de păr pe sub pălărie. Acum pălăria o să-ți stea fix pe cap. În regulă, vântule, acum să te văd. Ce parc frumos! Mă bucur că am ales să merg la plimbare. Ce-a fost asta? Ah, la naiba! Mi-a căzut înghețată pe pantalon. Serios? M-am așezat pe o gumă? Ce nervant! Asta e, n-am ce face. Trebuie să mă schimb. Ia să vedem. Unde m-aș putea schimba? N-am unde, evident. Asta e, o să mă schimb aici. Dar nu vreau să mă vadă nimeni. O să trag pantalonii pe un picior, apoi îi trag către celălalt picior. Ok, acum bag celălalt picior. Perfect, acum am pe mine pantalonii curați. Deci îi pot da jos pe cei murdari. Așa, acum am iar haine curate. Când ești absorbit în discuții, nu mai vezi mereu ce vine spre tine. Era cât pe ce? Acum sari! Cu piciorușele astea? Ok, hai că pot! Să mă asigur că sunt încălzită! Gata, băltoaco, s-o facem! Ah! Nu! Oh, așa de aproape! Grozav! Acum am picioarele fleașcă! De ce am crezut că piciorușele mele pot sări așa departe? Of! Înainte să renunț de tot la încălțăminte, uite cum poți evita udarea pantofilor! Freacă o lumânare de pantofii tăi din pânză! Vezi cum se ia ceara? După ce ai acoperit întregul pantof, usucă-l cu fenul. Asta o să fixeze ceara. Să-i testăm! Acum bălțile nu mai au nicio șansă în fața tenișilor tăi. Vezi? Super uscați!